Maestrii cubului Rubik revin weekendul acesta la Cluj-Napoca, unde va avea loc cea de-a șasea ediție Romanian Rubik Open. În competiția ce face parte din calendarul World Cube Association, vor concura participanți din România, Moldova și Ungaria. La competiție s-au înscris 50 de persoane ce vor reprezenta România, Moldova și Ungaria. În acest an, cel mai tânăr concurent va avea 5 ani și suntem cu toții nerăbdători să îl întâlnim. Oricine este binevenit la competiție, atât ca participant, cât și ca spectator, și merită să veniți să îi cunoașteți, a declarat Radu Făciu, organizatorul și delegatul World Cube Association, pentru portalul știrdecluj.ro. Ziua de sâmbătă, 19 martie, va fi dedicată formelor mai ciudate ale celebrului puzzle, iar duminică 20 martie va fi ziua cea mai importantă, unde vor avea loc rezolvări rapide ale cubului Rubik, cu o singură mână sau cu ochii închiși. Evenimentul se va desfășura între orele 10-17 în piațeta Matei Corvin din incinta Centrului Comercial Polus, lângă biroul de informații. Cubul Rubik este cea mai vândută jucărie din istorie și a fost inventat de peste 4 decenii de maghiarul Erneu Rubik și de atunci este cea mai populară jucărie de pe mapamond. Peste 350 de milioane de cuburi care îi poartă numele au fost vândute până acum în lumea întreagă.